Ceea ce am trimis noi în convocator, deci este foarte clar. Și aveți și nota de fundamentare și la aceste două materiale pe care noi le-am trimis spre dumneavoastră, dacă aveți ceva concret. Ați văzut, la punctul 1 este aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, exact ce ați făcut dumneavoastră la punctul 6. Nu sunt intervenții majore și în nota de fundamentare este explicat pe larg. Dacă doriți acum sau la final cu ceva concret, în măsura în care pot să vă răspund, dacă nu... Domnul consilier.